Scandal în plină stradă după ce o șoferiță a bătut un minor care a traversat neregulamentar. Revoltată de gestul tânărului, femeia de 40 de ani a coborât din mașină și a început să-l certe, dar și să-l lovească. Totul s-a întâmplat miercuri 25 mai 2020, în jurul orei 13 și 10 minute, pe o stradă din Focșani, după ce adolescentul ar fi trecut strada prin loc nepermis, iar șoferița, o femeie în vârstă de 40 de ani, a frânat brusc pentru a evita un impact. Totuși, femeia a oprit mașina și a început să-l lovească pe adolescent. Din fericire, acesta nu a ripostat, astfel că cearta nu a degenerat în ceva mult mai grav. Colegii adolescentului, alți tineri care se aflau în apropiere, au început să filmeze cu telefoanele mobile și au anunțat incidentul la numărul 1 de urgență 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj al poliției, iar cei implicați au fost audiați. Ieri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru lovire sau alte violențe. Sesizarea cu privire la eveniment a fost primită ieri, 25 mai. Echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului pe o stradă din municipiu a identificat la scurt timp femeia în vârstă de aproximativ 40 de ani, care ar fi exercitat acte de violență asupra unui minor de 17 ani. În urma unui schimb de replici cauzate de faptul că minorul ar fi traversat printr-un loc nepermis și ar fi adresat injurii acesteia. Totodată au fost sesizați reprezentanții DGASPC Vrancea. Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul dosarului penal întocmit. În mediul online au apărut informații că femeia ar fi fost soția unui polițist și de aceea și-a permis să recurgă la respectivele gesturi, însă IPJ Vrancea a infirmat această ipoteză și a anunțat faptul că doamna din imagini nu este soția vreunui polițist.